Grădinița numărul 9 de pe calea domnească din Târgoviște este în prezent șantier în lucru. Clădirea monument istoric a fost construită în perioada 1875-1892 în stil baroc, fiind restaurată în urmă cu un deceniu. Din 2009 a început un proiect de extindere și reabilitare, însă lucrările au fost abandonate un timp pentru a fi reluate în cursul anului 2016. Valoarea investiției este de 700.000 de lei, iar finanțarea este asigurată prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 28 din 2013. Extinderea a fost solicitată din cauza numărului foarte mare de preșcolari care se înscriu anual la această unitate de învățământ. Eu am spus că este cea mai aglomerată în momentul de față grădiniță din oraș, dar în toamna acestui an lucrurile se vor schimba radical. De ce spun acest lucru? Pentru că avem în derulare acest proiect, suprafața utilă care va rezulta în urma finalizării acestui obiectiv de investiții este de 570 de metri pătrați, urmând să avem 4 săli de clasă cu dependințe, un proiect în valoare de aproximativ 700.000 de lei, 680.000 este valoarea care este suportată de Ministerul Dezvoltării, este un proiect care a fost reluat după 7 ani, după cum observați, lucrurile avansează destul de repede. Cum spuneam, în această toamnă urmează să finalizăm acest proiect. Deja s-a turnat placa, urmează să lucreze la acoperiș și, bineînțeles, la închidere. Eu sper ca să avem un avans de vreo 2 luni față de termenul prevăzut în contract pentru finalizarea lucrărilor. Repet, această toamnă. Mie mi-ar plăcea ca în septembrie să finalizăm. Nu știu dacă mă reușesc să finalizăm în septembrie, dar cu siguranță luna octombrie va fi luna în care vom face recepția acestui obiectiv. Să sperăm că edificiul monument istoric nu va fi afectat sau umbrit de noua construcție. Totodată atragem atenția asupra pieței Mihai Viteazu, unde începe un alt proiect investițional. Constructorii să țină cont că piața a fost amenajată pe grădinile fostei mitropolii. Săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, cel târziu miercuri, urmează să debuteze lucrările la piața Mihai Viteazu din municipiul Târgoviște. Deja se face organizarea de șantier. Lucrăm în continuare la Clubul Pensionarilor și vreau ca în 2 săptămâni să facem și acolo conferințe de presă pentru a vedea stadiul lucrărilor. De asemenea, la After School-ul din microraionul numărul 4. Lucrăm în micro 12 pe strada Luceafărului, strada O Martie și de asemenea, eu sper ca săptămâna viitoare să finalizăm inclusiv cu marcajul lucrările pe strada Aleea Griviței din municipiul Târgoviște, urmând să lansăm licitațiile publice săptămâna asta pe Priseaca și celelalte loturi de străzi pe care le avem în lucru. Eu sper că anul acesta să începem lucrările pe toate celelalte obiective de investiții care vizează străzile din municipiul Târgoviște. Mă refer la cele 3 loturi de străzi pe care le avem în momentul de față la nivel de documentație. Strada Horea, Cloșca, Crișan, Justiției, Gimnaziului, Găiești, Colonel Băltărețu și așa mai departe. Și anul viitor să le finalizăm. Cu mențiunea că lucrările din cartierul Matei Voievod continuă la fel în Turin susținut. Acolo probabil vom stabili un record în municipiul Târgoviște, în sensul că vom finaliza lucrările cu peste 6 luni de zile înainte de termenul prevăzut în contract, urmând ca pe cartierul Matei Voievod să lansăm o nouă investiție pentru străzile care mai sunt de asfaltat. Din păcate, despre proiectele cu fonduri europene nu se poate spune nimic. Guvernul are în continuare alte preocupări.